Eu de când m-am întors la Dumnezeu, îți mărturisesc, au fost prea puține zonele de confort pe care le-am avut. Și asta e, nu să spun ca și o mândrie, ci să spun ca o laudă la adresa lui Dumnezeu. Cristina și eu încerc să-mi protejez copiii. Mi-am dat fata cea mare pe Victoria la o școală într-un mediu creștin. Îmi doresc ca tinerii noștri să crească într-un mediu creștin. Dar eu mi-aș dori ca toată lumea să fie, să meargă într-o direcție bună din punct de vedere al spiritualității și al umbrării cu Dumnezeu. Dar după ce ieșim din tiparul nostru de gândire, ne dăm seama că afară sunt lupi, sunt lei, sunt tâlhari, sunt oameni răi care abia așteaptă să ne lovească. Și nu mă refer din punct de vedere al trupului, ci din punct de vedere al spiritualității și al umbrării noastre cu Dumnezeu. Sunt oameni afară care abia așteaptă să ne lovească și dacă noi nu suntem pregătiți să ducem aceste lupte, s-ar prea putea să ne închidem în aceste bule și bulele acestea să ne le formăm noi și să spunem nu mai ies, pentru că am dat odată cu capul și nu mai vreau să lucrez. Au fost cazuri în care oamenii m-au jignit și nu numai pe mine, au jignit tinerii din spital. Când intram într-un salon, ne făceau sectanți, ne făceau în toate felurile și dacă eu aș fi zis, eu nu mă duc acolo, mă face pe mine sectant, au fost situații în care oamenii au aruncat cu Biblie după noi, ne le dădeam Biblia și au aruncat cu Biblia înapoi. Dacă noi spuneam, bun, până aici a fost, nu? Mă duc eu acum să, ce? Au fost oameni care au vrut să ne lovească efectiv cu pumnul în timp ce ne rugam, dacă îți vine să crezi, în societatea aceasta în care trăim. Dacă eu mă opream acolo, mă închideam într-o bulă și cel mai probabil aș fi rămas într-o bulă. Să facem un foc de tabără sau să mă duc în mediul meu de tineri creștini sau de colegi pe care i-am de la școală creștin și să cântăm o cântare și ce fain e. Nu e așa. Când înțelegem că de fapt s-ar putea uneori să cădem, dar totuși în luptele noastre spirituale că le avem, fiecare dintre noi le avem, vine unul care ne ridică și acela e Dumnezeu și spune, uite, te dau, îți dau putere, te ridic, te duci mai departe, vreau să mă folosesc de tine, vreau să lucrez împreună cu tine, așa cum ești, cu capacitatea pe care o ai, cu vocabularul pe care l-ai, cu pregătirea teologică pe care o ai sau nu ai, Dumnezeu se folosește. Aș face felul următor. Noi facem câteva proiecte împreună cu tinerii, te-aș chema. Miercurea viitoare vrem să ieșim în parc să cântăm. Vrei să vii împreună cu noi? S-ar prea putea ca tu să zici nu, dar s-ar prea putea ca tu să zici da. Dacă tu îmi vei spune nu din prima, eu a doua oară îți voi spune din nou invitația. Îți voi spune a treia oară până tu vei veni. Ceva te va atrage, pentru că Duhul Sfânt care e în tine și Dumnezeu care e în noi ne conduce spre lucrarea Lui. Dumnezeu ne pregătește oportunități și ne pregătește câmpul pe care să lucrăm. Și eu mi-aș dori să lucrez în anumite câmpuri și să vorbesc în anumite câmpuri sau să le spun oamenilor despre Dumnezeu în alte locuri, dar Dumnezeu mi-a pregătit câmpurile pe care le am și acelea sunt bine formate de El. Și atunci dacă eu te chem în câmpul acela pe care Dumnezeu l-a format și în care eu lucrez și tu vii și lucrezi împreună cu mine și noi doi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu, bula ta deja va deveni tot mai mică. Chiar dacă tu nu faci mare lucru la început. Mi-aduc aminte de o tânără, fac o paranteză aici, de o tânără care și cumva se leagă de ceea ce tu m-ai întrebat, o tânără care ne spunea felul următor. Când am mers în spital, tot la fel, chemam tineri, haide și tu. Nu zice că eu nu mă văd capabilă, nu sunt pregătită, nu mă văd capabil tinerii. Eu nu pot să vorbesc, mi-e rușine. Zic, tu vină numai acolo și o să vezi cum Dumnezeu lucrează. Nu știu cum, dar Dumnezeu lucrează. Are El metoda Lui și planul Lui. Și acceptat. Și am intrat într-un salon, am cântat, ne-am rugat. De ce folosesc aceste imagini din spital? Pentru că acolo mult am lucrat, mulți dintre noi și au trecut și am avut multe experiențe, au fost și altele. Și noi am cântat, ne-am rugat. Știi ce a făcut acea tânără? A ținut o femeie, o doamnă în vârstă de mână. Atât a făcut. Atâta de mult o plâns femeia aia. Știi de ce? Îmi spunea la sfârșit, mi-aduc aminte și acum, îmi spunea la sfârșit, tu știi că pe mine nu mai m-a ținut nimeni de mână. Fica mea care e plecată în Anglia, care de regulă mă ținea de mână, nu mai ești să mă ține de mână. Și am spus acestei tinere și a plâns și ea, a plâns și tânăra și am plâns și noi toți. Vezi cum te-a folosit Dumnezeu, o mână, să întinzi o mână, soția acolo, încurajare. Poate că nu știi să vorbești, dar o mână poți să dai, o încurajare, o îmbărbătare. Ăsta e scopul nostru, noi suntem diferiți și Dumnezeu lucrează cu fiecare dintre noi și mă bucur că suntem diferiți. Și mie mi-a plăcut confortul și mi-a plăcut duminica să stau acasă cu familia, dar au venit anumite persoane. Eu m-aș bucura să vină Dumnezeu fiecare dintre noi într-un vis, printr-un înger și să spună, ascultă-mă, bărbate, femeie, eu cu tine am un plan, tu să te duci și o să te folosesc. Eu m-aș bucura fiecare dintre noi să avem astfel de experiențe. Se prea poate ca Dumnezeu să ne mai lase și în zilele de astăzi și cred că mai sunt. Dar majoritatea cazurilor,
când suntem chemați în lucrarea lui Dumnezeu, Dumnezeu se folosește de oameni din jurul nostru. Și atunci când oamenii din jurul nostru vin și ne cheamă într-o lucrare sau într-o lucrare de evangelizare sau de transformare, dacă dorește, a lumii acestuia, vine prin oameni și spune prin cineva din biserică sau liderul de tineri sau păstorul bisericii sau oricare ar fi el. Uite, mai nu vrei să vii și tu la oamenii străzii, nu vrei să vii și tu în spital, nu vrei și tu să abordăm și să mergem să lucrăm pentru Dumnezeu. Aici deja intervine ceea ce spuneam, modul nostru de a răspunde provocărilor și de a fi disponibil lui Dumnezeu. Putem să fim disponibili sau putem să nu fim disponibili. Timpul pe care Dumnezeu ni l-a acordat oricum trece, că trece folositor sau că nu-l folosim în măsura și în proporția care trebuie, oricum trece. Dar dacă Dumnezeu ne cheamă și Dumnezeu ne cheamă prin oameni, și asta mă bucură și văd falmecul lui Dumnezeu, că Dumnezeu vine prin oameni și mă găsește. Când eu n-am vrut să lucrez și n-am vrut să mă duc, a venit Dumnezeu prin om și mi-a zis, nu, hai că am treabă cu tine. Are un plan, 100% are un plan și în îndelunga lui răbdare ne așteaptă pe noi și în acest domeniu de a schimba societatea în jurul nostru, colegii noștri de școală și pe cei ce avem în jur. Noi trebuie doar să răspundem provocărilor pe care Dumnezeu ni le trimite și să înțelegem că peste toate El guvernează și a Lui este lucrarea.